Dragilor și dragilor, vineri, spuneam și pe Facebook încă de dimineață, vă urez tuturor o vineri scurtă, un weekend lung. E idee bună. Doamne ajută, Doamne ajută, bună ziua, bine bună v-am ziua. Regăsit. Cu ce începem? Ce știri ai? Cu știri locale și hai, ceva naționale. Interesant sau? Da, bineînțeles că ceva interesant, de-aia se cheamă știri. Avem în sfârșit corp B al liceului, Colegiului Național Roman Vodă, s-a inaugurat, cred că, câte oară s-a inaugurat? Băi, prima dată inaugurat cap-coadă. Dat în folosință. Da. Dar el a mai avut o inaugurare. În 1930 și... Nu, frate, acum 2 ani, când a venit doamna Udrea, n-a mai tăiat toată panglica la corpul B. Cred că corpul A, că a fost renovat corpul A. Nu, la corpul B. Corpul B... Când a început, au început lucrările de renovare. Tăiam panglica de început lucrările de renovare. Deci ideea este că, politic vorbind, se fac la români chestiile astea, inaugurând de mai multe ori aceeași chestie și populația nu înțelege, pentru că nici eu nu pricep și nici cei care m-au întrebat pe Facebook n-au înțeles de ce s-a făcut inaugurarea încă o dată. Bun, acum s-a dat în folosință, efectiv, nu da, e ok. Ai fost acolo? A fost Ciprian acolo și a filmat, eu n-am apucat că eram plecat la festivalul de teatru. Ah, da, da, da. Să văd de treabă, eu mă unde? Joc de actor. La ce festival? La Mediaș. Super, cum a fost? Frumos. Ce premii ați luat? N-am luat, pentru că n-a fost un festival cu premii. Aha, dar ați fost aplaudați. Destul de toți cei 30. Ați avut o piesă nouă? Nu, o piesă veche. O piesă veche. Nu putem să ne întoarcem la corpul Roman Vodă, că a fost inaugurat corpul B la Roman Vodă. Arată bine ce am văzut pe fotografii, pe filmările făcute de Ciprian. Nu știu, mobilier, am văzut ceva mobilier într-o clasă. Într-o clasă, dar pe urmă s-a făcut o subscripție publică pentru donare, pentru donații. Da. Pentru că nu există destule piese de mobilier, pusesem un pareu cu cei de pe Facebook, în care am zis, hai să vedem care anume va fi prima cerință financiară a școlilor. La început anul școlar, da? Și am mai avut discuția asta cu tine odată și cam anual se cer niște bani, deși nu e foarte moral, nu e foarte normal. Nu e legal. Nu e legal. Și totuși niște pentru binele trebuie. Copiilor dăm niște bani. Bun. S-a dat că am ajuns până acolo. În sfârșit, corpul B e funcțional, s-a tăiat panglicuță, nu știu cum dracu se întâmplă. Frumos. În preajma alegerilor de fiecare dată se dă în folosință corpul ăla. N-am nimic cu nimeni, acum a început anul școlar. Băi, sper să nu se... Da? Da. E ok. E bine, corpul A este ok, corpul B este ok, Roman Vodă trebuie să... Dacă să mai faci mult pe... așa, nu o să te auzi, știi, nu? Din greșeală, domnule, și am prins așa ca să nu mai vibreze. Nu vibrează. Haide să vorbim despre știre, nu despre microfon. Da, s-a făcut și deschiderea religioasă, lucru care iarăși ridică niște întrebări pe rețelele de socializare și anume, dacă e să citez din memoria, bă, de ce Dumnezeu se face deschidere oficială în care să existe un sobor de preoți? Aia ce treabă au cu sistemul de învățământ. Și, evident, a redeschis discuția asta cu intoxicarea religioasă, cu îndoctrinare, cu ateism, cu... și, în paralel, cea mai plictisitoare parte a deschiderii anului școlar, că aici vreau să ajung, sunt discursurile brei, care copiii de 3, 4, 5, 7 ani, era să zic, clasă, da. Nu pricep nicio cără, că ei nu interesează ce spune politicianul acolo. Ca și copil fiind... elev, așa, veneau și atunci mâncătorii de rahat, de la partid. Da, bă, dar era un singur partid. Era un singur partid. În continuare, deci, tradiția de mâncare de răhățel se face, se dă bine pe cameră și așa. N-au înțeles. Prima zi trebuie să fie o zi mult mai dinamică, mult mai pe placul elevilor. De exemplu, stau cei mici, știi? Fine, ei mai joacă bâza în spate, deci... ok, dacă nu trebuie să-l asculte pe ăla, dacă trebuie la final să dai extemporal... Copiii nu sunt proști să stea să undeva unde... Dar părinții sunt, interesant. De vreme ce îi țin acolo. Părinții stau și ei dau din picioare dintr-o parte în alta, nu pot să fluiere și hai determinați că... Cine a fluierat? Dar stau părinții cu frica în sân că tot anul școlar al copilului poate fi, nu știu, stricat de o atitudine nepotrivită la începutul anului școlar, de exemplu, să te ridici ca părinte și să spui, haideți, domnul tovarășu, că ați vorbit 3 ore, vreți să începem dracu școala, sau hai, domn profesor, că ne-ați cu prostiile. Știi care e faza? Că
toate sunt în discursurile astea sunt nu mobilizatoare, nu motivaționale, dar vorbesc de bine și îi promovează o idee ok, dar nu e, cum spun, nici pentru ele, deci n-au înțeles să, domne, haide să vedem o clipă, ce vrea să vină primarul, la ce oră vii? Primar, prefect, cine vrea să vină? Că am văzut o grămadă de politicieni, n-am înțeles ce căuta Arsenie pe aici prin Roman. A deschis anul școlar, a deschis anul școlar. Știi, Culiță Tărâță când venea la Roman Vodă, el spunea clar, domne, am nepoții aici, Dumnezeu să-l ierte, știi? Deci, era cu o chestie... Da, măcar avea o motivație, ok. Da, știi, dar să vii, în fine, după aia chestia cu pandele care s-a suit pe catedră. Da, mi-a plăcut. Băi, stai așa o clipă. Aia mi-a plăcut, deci, terminăm. La chestia asta m-am gândit și eu la începutul anului școlar. Zic, băi, dacă aș fi acolo în față, fiind nu începuseră operațiunile la școala la care eram, zic, m-aș fi acolo și aș vorbi copiilor așa să mă vadă. Deci, cu alte cuvinte, ori pandele are două doctorate, nu? Dacă înțeleg bine, da, are două, deci, trei, două. Ori trebuie să am și eu două doctorate, ori e la fel de prost ca mine. Nu, dar stai că tu n-ai înțeles o chestie. Pandele, săracul nevastul lui Firea, soțiul lui Firea, el a făcut un foarte mare sacrificiu pentru anul școlar care va urma. Deci pentru celălalt, 2017-2018. Da, deja am înțeles că strânge fonduri pentru școala respectivă să facă un ecran imens de 15 metri pe 30 de metri ca să nu mai fie nevoit să se urce pe catedră. Adică o să-i facă cu proiector direct pe... Da? Asta e pe glumițe, da. A ce vrei, bă, dacă omul s-a urcat pe catedră? Dă-l dracu, dar hai, de ce vorbim? Cum ar fi să vezi pe Leureanu? Cum e deschiderea anului școlar în Spania? Ai asistat? Am asistat la deschiderea anului școlar în Spania. În primul rând, nu prea poți să asiști decât la intrarea copiilor într-o curte interioară cu ziduri de 5 metri. Aha. Da? Copiii nu sunt vizibili din afara școlii. Nu sunt vizibili sub nicio formă, pentru că se merge foarte mult pe intimitatea și pe privacy-ul elevului. Ce se întâmplă în școală, rămâne în școală. Eu, ca om ciudat care, nu știu, mă uit la copii, nu pot să mă uit. Nu că aș fi, dar zic, n-aș putea, pentru că au niște ziduri de 5 metri. Bun, dar părinții intră și ei în... Părinții intră, îl lasă pe copil și ies. Bun, nu, deschiderea. Deschiderea în școlar se face, îți spun, vorbeam cu o prietenă care a dus copilul la școală în clasa 1. Și mi-a spus că acolo a venit învățătoarea în clasă și a vorbit cu ei. Nu s-a dus o clasă la învățătoare. De asta spun că nu înțeleg careul ăsta din fața școlii, când fiecare elev trebuie să meargă la clasa lui și are un diriginte, frate, sau un învățător care să-i țină un discurs motivațional. Știu. Dar noi suntem obișnuiți să mergem noi să ne plecăm la conducător, nu să vină ăla pe care îl plătim să-și facă treaba să ne vorbească. Da. Să... Bun. Hai că are o treabă bună. Eu găsesc niște treburi bune. La modul că elevul va ști cine este directorul. Că îl și interesează pe el cine e directorul. El nici măcar pe copilul de clasa 1 nu îl interesează cine este Sfânta Paraschema. De exemplu, copilul de clasa 1 făcea, uite așa, să scobea nas și făcea biluțe. Și nu știe cine e Sfânta Paraschema. Dar a auzit vorbință despre ea timp de o oră jumate. Băi, și așa lungesc. Băi, nu-și dau seama că... ce spun? N-am nimic împotriva unei slujbe, că e bine să pornești cu dreptul, să te pui bine cu toată lumea, corect? Dar să-l ții pe un copil și nu zi, hai că am exagerat o oră jumate. Dar 30 de minute s-a spus de oră, Sfânta e mult. Încă nu s-a înțeles, încă nu se vrea o rupere de ceea ce însemna 90-2000. Încă suntem în secolul trecut, încă avem probleme. Dom'le, hai să fim puțin altfel, să fim mai dinamici, să mergem în clasă. Deci, ficior meu, fine, fiind clasa 12, deja la clasa 12 doare la bască, știi? Deja... ei se cred buricul pământului, în fine, nu știu ce. Dar, nimeni nu le mai spune, băieți, e stat așa. Dar nu asta vreau să spun, că au stat și cei de clasa 12, uite, iar și-am atins microfonul. Hai să facem o chestie acum, ca să ne asigurăm că tu nu mai... Nu mai știu, o să facem zgomote, da? Hai să facem așa. Că el dă mult din mâini, ați văzut, da? La clasa 12 s-au întâlnit în clasă după festivitate cu dirigentele și au mers undeva la o terasă, la un suc și au povestit ce au făcut în vacanță, ce planuri au, cum abordează noua, deci chiar discuții serioase. Bine, dar asta înseamnă că și dirigintele ăla avea o deschidere cât de cât... Dar nu poți să te duci cu un dirigente fără deschidere, nu te duci la un suc.
Înțelegi? Și au stat, așa încheie fiecare semestru, așa încheie anul școlar, așa începe anul școlar. Da? Deci într-un cadru non-formal, în afara școlii, stau, discută, liniștiți. Vorbim și de atitudinea elevului și de atitudinea profesorului, ceea ce mă duce la alt subiect. Se vorbește iarăși pe rețelele de socializare. Noi, fiind o televiziune online, de acolo ne luăm și acolo ne ducem traiul, da? Se vorbește mult pe rețelele de socializare despre faptul că profesorii tineri cu atitudinea potrivită, adaptată lui la 2016-2017, nu prea au loc din cauza celor cu atitudinea adaptată la 1960. Posibil și faza asta să fie. Că sunt cu vechime, dar sunt profesori care au vârsta înaintată, ne face fotografii, zâmbim. Da. Thank you. Băi, am o față palidă, așa. Da? Așa, revenind la atitudine, deci, da? Deci, nu contează vârsta profesorului. Păi, contează vârsta? Nu, cum să nu contează? Dacă ai 70 de ani și nu știi cine ești? Sunt profesori de 70 de ani deschiși la minte mai mult decât unul de 20 de ani. Da? Deci, Marcus Solomon. Nu, puțin, dar sunt. Deci, Marcus Solomon, profesor de matematică. Da. Știi? Deci, nu mai predă, nu? A murit. A. Dar zic ca idee, dar nu te-ai întâlnit cu el, n-ai... N-am nici măcar cu matematica, eu am încercat... Nu. Deci nu l-am cunoscut ca matematician. La ideea că a fost prin Roman și el tot timpul era cu liceenii. Deci având 90 de ani... Da, mă, sunt și profesori de gașcă. Dar nu, băi, cum spun, el a simțit, domnule, ăștia-s viitorul, ăștia schimbă lumea, liceenii. Peste 6 milioane de lei din fonduri europene pentru reabilitarea corpului B al Colegiului Național Roman Vodă, sau cum e cunoscută de cei mai în vârstă fosta școală de fete, liceul de fete. Băi, cei mai în vârstă, gata, știu de Roman Vodă. Știu de Roman Vodă, dar s-a numit înainte. Maica, de exemplu, a început la liceul de fete. Pe urmă a primit denumirea asta. Da. Bugetul local a alocat o mulțime de bani și, bineînțeles, până la urmă nu prea mulți bani. Măi, bugetul local. 41 10.000 de euro. Față de un milion și corect, cât a fost așa și cât a dat statul. Statul a dat vreo 45.000 Da, 2 milioane și ceva de lei. Nu, 200.000. Unde vezi 200, băi, acolo? Că e 2.030. Nu te mai uita, dacă e așa, adică e mai mult decât... Din 6 milioane, 2 milioane le-a dat statul. Dar nu 2 milioane acolo, că acolo sunt 2.030.000 de lei, 213 și 210 bani. 2 milioane. Deci a dat și statul. A dat. Însă și slavă. Da, în fine, nu e vorba de asta. Ideea este că, într-adevăr, corpul B arată bine. N-am apucat să-l văd, dar vă rog pe voi să urmăriți pe pagina noastră de YouTube. Acolo ar trebui să fie deschiderea. Dacă nu ne-au blocat-o ăștia de la YouTube, că am folosit muzică pe fundal și ăștia ne iubesc. Și ce spune legea? Nu folosești muzică. De ce ați folosit muzică? Că ne place nouă să auzim sunete. Și vedeți cum arată interiorul corpului B. Mie mi-a ridicat niște, așa, o stare de melancolie, știi, că am făcut acolo și eu vreo 3 luni până când actualul... S-a prăbușit? General, nu, actualul inspector general care era profesor de chimie la vremea aia. Mi-era și... Eu am fost un elev, nu prost, dar total neascultător și mi-aduc aminte, mă duceam la chimie și spunea, neamț, ai venit la chimie? Da, ești tu acolo pe balcon, frate, și stai o jumătate de oră la aer, las-o, dracu, că așa nu pricep nimic. Și m-a lăsat pe vară cu media 1. Dar ai trecut. Da, m-au dat afară din liceu, ce să trec. A. Romanul Gazda conferit, dar nu, asta o să lăsăm. People to people, mă, știi ce e people to people, nu? Sunt tineri voluntari, sunt tineri, a fost absolut superb, sunt niște oameni foarte de treabă. Una dintre persoanele care se ocupă de, uite, nu știu exact care este poziția Andrei Anei Mihailovici în people to people, nu știu denumirea poziției, ieri a făcut vârsta la mulți ani, vreau să-i zic cu ocazia asta, că de la ea am auzit prima oară de people to people și ea m-a băgat cumva în legătură cu toți copiii ăștia. Am să le spun copii pentru că sunt mici față de mine, eu am 40 de ani. Se ocupă de niște chestii foarte interesante și reușesc să facă o mulțime de chestii pentru municipiu. Printr-o mulțime de chestii mă refer la imagine în afară.
Da, imaginea municipiului Roman în afară. Acum, de curând, Andrei Corduneanu, care este, uite, încerc să-mi aduc aminte, secretar, era secretar pe nu știu ce. Executiv. În fine, acum e secretar executiv european al organizației People to People și cred că e președinte al organizației Roman. Bine, deci sunase la noi, a zis că să luăm, să facem un fel de material cu el și cu decizia de a face conferința asta europeană, People to People, în Roman. N-am mai apucat să luăm legătura, nu știu ce s-a întâmplat, probabil că au considerat că nu-i promovarea foarte puternică pe internet. N-am mai luat legătura cu el. În schimb, știam că se va face chestia asta. Decizia de a face această conferință la Roman, Conferința Europeană a Membrilor People to People, s-a decis încă de la Berlin de anul trecut. Decizia aparține, așa cum spuneam, lui Andrei Corduneanu, care a fost ales secretar executiv european al organizației, și au venit 80 de oameni din o grămadă de țări ale lumii, la Roman. Lucru care, hai să recunoaștem, nu se întâmplă foarte des. Da, da, e adevărat. 80 de oameni care se pare că au fost chiar încântați. Astăzi e ultima zi, nu? Până pe 16 trebuia să fie. Astăzi e 16. Astăzi e 16, da. Dar nu că ei sunt în turul României. Da. În momentul ăsta, că au plecat Roman, București, Sighișoara, Sibiu, Brașov, adică niște zone pe care merită să le vizitezi, nu doar ca străin, ci chiar ca român. Exact, exact, corect? Da. Și din punctul ăsta de vedere, jos pălăria pentru ei, pentru copiii ăștia de la People to People. Da. Am mai avut câteva intervenții cu voluntarii de la People to People aici în acest platou. Ana Maria Iamandi a venit de două ori, de exemplu, și ne-a vorbit despre evenimentele pe care le fac. 80 de tineri în vizită în Roman, din străinătate, din toată străinătatea. Și că n-au plecat cu un gust amar de aici. Că au avut chestii faine de văzut. Și fac, au acțiuni, se implică și de sărbători, știu că strâng bani, fiecare mi este în People to People. Da? Da. Și se implică în anumite activități de strângere de fonduri. Hai să vedem o chestie, vreau să te întreb altceva. Românul nu este un oraș turistic. Nu. Nu, că n-avem obiective. Adică, ok, este Arhiepiscopia, care e un obiectiv. Are câțiva ani de când e construită. Catedrala? Da. Are câțiva ani. Are câțiva ani. Zic, când dacă au terminat-o și nu știu eu. Ce ar mai fi? Monumentele arhitectonice, nu știu, care sunt case acum. Da, nu prea. Cum să spun, făcând o comparație cu Suceava, cu Câmpul Moldovenesc, cu Sighișoara, cu Brașovul, n-ai ce vedea, dar poți să și vezi anumite chestii și poți să te adun ca să pleci mai departe. Ceea ce mă duce la alt subiect. Vedeți că eu încerc să le leg cât de cât. De la azi turism, e pe ziua de legătură și nu vorbim nimic de politică, mai sunt mai puțin de 100 de zile până la alegerile. 100 de zile vine mai cu de 100 de zile până la alegerile din 11 decembrie și n-am făcut încă portretul candidatului ideal. Băi, portretul candidatului ideal, că tocmai e nebunit cu asta, este ăla care tocmai a ieșit din închisoare și l-a angajat măsa la curtea de apel. Nu, ăla nu e. Ăla este candidatul ideal. Este curvulița aia de la PNL, care e de la Constanța, e multimilionar în euro, după la 26 de ani, cu 3 doctorate, afaceri cu statul de vreo 6 milioane de euro făcute până acum, a fost mai întâi secretar a unui PNL. Ăsta e candidatul ideal. Da? Despre asta vorbim. Nu știu cum o cheamă pe tante. Tu, tante de 26 de ani, frumoșică tare, care brusc a devenit multimilionară. Firmele ei au toate afaceri cu statul. Nu-i votăm pe cei care au afaceri cu statul. Nu are importanță, pentru că toți au afaceri cu statul. Ai mândru. Cioloș vrea să facă... Da, bineînțeles. Știu. Cioloș vrea să facă în Parlamentul de 433 de oameni. Nu de 300? Nu știu dacă are de 300. Ea era la un moment dat, aveam pe aici o știre. Un senator la... 73, un deputat la 73.000 de locuitori, un senator la 168.000 de locuitori, în total 466 de parlamentari. Dintre care 308 deputați. Când s-o inventa miracolul ăsta și o să fie pus în practică și o să avem noi 466 de parlamentari, să vii să-mi aduci aminte. Da, cred că avem acum. Sunt 700. Nu 700. Nu se văd 700, că sunt 20 constant acolo, dar restul sunt teritori. Erau 500 și ceva, sunt la pușcărie o parte. Deci 466 acum, nu, dar e mult.
300, nu așa am votat prin referendum. Da, la fel de bine am votat prin referendum, că nu se vor vinde teritoriile, cum se cheamă, pământ, teren, către străini. Unde? Prin care referendum? Când s-a votat atunci, la pachet, toate, cu scoaterea serviciului militar obligatoriu, hai să-l sar cu Băsescu de închisoare. Nu a fost la pachet, le amesteci. A fost la pachet. Băi, stai așa o clipă. Apropo de pământ vândut străin. Ia zi-mi. Tu ai voie să cumperi pământ în Spania? Da, bineînțeles că am voie. Spaniolul de ce să n-aibă voie să cumpere aici? Bineînțeles că are voie. Are voie, pentru că există legislație. Da, bineînțeles. Bun. Eu sunt pentru. Dacă cumpără pământul aici, îl ia de aici și îl duce acasă la el? Nu, și dar trimite gol? Produse pentru care nu plătește niște impozite statului român. Și cei care au pământul plătesc niște impozite statului român. Dacă am mai teren mici. În România, plătesc impozit pe el. Da. Și cel care l-are în România, deci străinul, tot plătește impozit. Deci, ești proprietar tu, sunt proprietar eu, e proprietar Jean, francezul, e proprietar... Da. Jean, n-ai găsit și tu un nume mai, Pierre sau Jean, atât. Zi spaniol un nume. José. 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 Și el cumpără teren. Ai voie să cumperi teren. Și plătesc impozit pe teren. Plătesc impozit pe teren. Pusese cineva ieri problema altfel și nu mi-aduc aminte exact. Da, da. E o discuție. Deci, noi suntem în Europa. De la Nistru la Tamisa cumpărăm ce vrem. S-a terminat de la Nistru, la Canalul Mânecii. Până la Canalul Mânecii, da. Dar o să fie până la Tamisa. În toate formațiunile politice a început bătălia internă pentru un loc pe listele la alegerile parlamentare. Unii știu deja în mare cine va pleca încolo. Domnul Cadăr, dacă am înțeles bine, după doar 2 zile cu PRU a divorțat. Da. De PRU, da. Și unde e acum? Cred că e pe cod propriu omul. E într-un canoe cu o singură vâslă în momentul ăsta. Se duce înapoi la drumuri, nu? Eu știu ce face. Poate dacă partide mai sunt, formațiuni politice mai sunt. Adică este loc să... Nu? Dacă are un capital care să-l bage la bătaie în campanie, o să găsească undeva, dar bine ar fi să lumea să fie cu ochii deschisă. Probabil că o să-l vedem pe liste oricum pentru parlamentare. Undeva da, s-ar putea, da. Că partide mai sunt. Că 4 ani au priit acolo. Vorbim puțin despre numărul ăsta, se renunță la votul unui nominal, se revine la cel pe listă de partid. Băi, e suficient un prost pus pe listă și să strică toată lista. Ba, probabil că e S-ar putea să meargă pe ideea că e suficient să pui un cap de listă super sănătos, beton, da, și urmă să după aceea să bagi toate ciurucurile. E dificil, pentru că normal ar trebui fiecare deputat, fiecare senator, fiecare ales să fie pigulit, să fie analizat individual. Ca votant, ca alegător, ce faci, te uiți și pui de paste 66 de ori ștampila? Nu, că eu votez pentru zona mea, vreau să mă reprezinte senatorul cu tare sau deputatul cu tare. Deci atât. Deci o singură persoană, nu trebuie să... De fapt, da, e tot de toate, da, corect. Da. Norma, vă spuneam, este un deputat la 73.000 de locuitori, un senator la fiecare 168.000 de locuitori. Ce facem în situația în care... 18 pentru minoritățile naționale, 6 pentru diaspora. Ce facem în situația în care populația României scade cu 250 de oameni pe zi? Băi... E o vorbă care circulă pe net, nu am verificat. Știi ce am făcut? Am făcut un calcul. 250 de oameni pe zi, în câte zile dispare populația de 16 milioane a României. Fine, populație mai mare. Dar am zis, băi, plecați în afară 16 milioane. 16 milioane în 64.000 de zile. Adică 175 de ani. Deci nu în timpul mandatului nostru. Deci aici e toată ideea. Hai, dumne, că am făcut aritmetica okay, la școală. Ok, nu știm, da? Cât se nasc între timp. Da, adică se nasc mai puțin. Clar, dacă nu s-ar naște niciunul... Dar nu e îngrijorător că 250... Noi mergem pe 250, dar nu am verificat niciunul dintre noi cifra așa asta. Așa este. Dar nu e îngrijorător pentru guvern faptul că 250 de români, de cetățeni români, decid în fiecare zi să părăsească țara? Asta, cu totul. Deci nu decid ei. Măi, omule, în momentul în care vreau să nu plece, oamenii le ofer condiții. Nu, dar ăștia mor, mă.
250 de oameni. Sau pleacă din țară. Nu, 250 de oameni mor. Dom'le, mor. Deci îi dai deoparte. Din țară. Nu, părăsesc. 250 mor. În fiecare zi. Da. Din cauza fumatului, așa e? Nu. 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 Ai scăpat. Nu. Deci 250 de oameni mor în fiecare zi. Dar cât pleacă din țară? Cât pleacă din țară? Că pleacă mai mult de 250. În fiecare zi. Da. Dar cât se întorc? Mai puțin de 250. Da. Și care e problema dacă pleacă din țară? Condițiile sunt sau nu de rămas în țară? Uite, bine, mă poate gândul să plec, frate, pentru că în fiecare zi devin din ce în ce mai dezamăgit. Ar trebui în felul următor. Ar fi fost ideal ca să fi putut pleca din țară nu 3 milioane de români, ci 7 milioane de români. Ce vei? Să fi plecat din țară. Toți odată. Să lucreze în afară. Ce ar însemna asta? Că 7 milioane de români ar aduce bani aici în țară. Pe care să-i impoziteze statul. Pe care să-i impoziteze. Păi asta e dublă impozitare pentru ei. Dar nu te impozitează statul. Că, gândește-te că tu ai muncit în Spania și ai câștigat un euro. Da. Când ai venit în România, ți-ai luat un covric sau... E 9%. Da. Ți-a luat 9 euro ce în statul? Da. Deci direct, din TVA. Ți-ai cumpărat o bicicletă, ți-a luat 19% sau 20% sau 24% cât era TVA în momentul respectiv. Da. Deci statul oricum ia TVA-ul. După aia statul ia din... Statul ia din profitul... Deci acel euro încet ajunge la stat. Da. Tot. Deci, dar zic, 7 milioane de români să plece din țară, statul scapă de povara de a le asigura locuri de muncă, da, de a le plătea... Spui chestia asta de parcă statul le-ar asigura locuri de muncă. Și în România ar trebui, deci fiecare român care pleacă să planteze 100 de pomi... Și să facă 100 de copii, cu asta sunt de acord. Nu, copii, da, o să facă și copii. Dar să... Da, în afară. Și să rămână, România să rămână toată verde. Așa, și nepopulată. Și nepopulată, dar doar să vină la pensie și să stea aici, să se retragă aici. Aici sau să aibă căsuță de vacanță. Moșnegii. Urși, căprioare, lupi, vulpițe, moșnegi. Și o să vină și nepoții, dacă vor fi moșnegi. Și, deci, spune moșnegi la modul hazos, nu... Da, bunici. Bunicii. Da. Deci, care e problema că pleacă în afară? Pleacă în afară, pleacă în Europa. Noi suntem în Europa. Da. Deci, cum să spun, du-te la câteva fabrici din roman și vezi cum se vorbește în engleză. Da? Deci, luăm Cersanit, Mittal, Agrana, TRV și vorbim de foarte mulți angajați aici. Da. Deci, am spus vreo firmă românească? Foarte mulți. Am spus vreo firmă românească? Agrana, nu? E românescă? Agrana? La Viena, sediu, da? A, bună treabă. Cersanitul, Polonia, da? Și avem primăria Roman, care e românească, unde lucrează ăștia la Paste 16. Da. Mitalul și TRV-ul. Se vorbește în engleză sau în germană sau în poloneză. Nu în chineză, frate. O să vorbească și în chineză. Stați liniștiți că întâi o să vorbească araba și după aia o să fie chineza. Sau o să fie o bătălie între arabi și chinezi pentru Europa. Ne schimbăm, e o evoluție. Acum trebuie văzut să fie bine... Ca să nu fie rău. Ca să nu fie rău, să fie bine cetățenilor țării, da? Hai să vedem, cum facem ca să fie bine, fără să aruncăm cu pietre în cei care pleacă, fără să-i facem să plece. Deci, haide să vedem. Lasă-mă că cine a zis că vinovat e... Nu mai știu, uite, dracu, nu știu ce ministru sinistru de ăsta a zis că vinovați de criza din România, de starea jalnică a României în momentul ăsta, sunt cei care au plecat din țară. Care dacă, gândiți-vă puțin, dacă fiecare dintre ei avea bunul simț să trimită la statul român câte 3 euro, deja s-ar aduce nu știu câte milioane de euro anual. Și stăteam și mă uitam la ei și ascultam, bă, ăsta vorbește serios? Adică, practic, acum ești incapabil să faci o chestie și arunci vina pe cei care nu sunt țară, că dacă ar trimite, ar fi de ce obligație. Adică aruncă vina că nu trimit bani? Da. Băi, dacă fiecare zi în afară 3 milioane... Câți bani aduc ăia? Câți bani... Deci,
Deci ăștia fac subscripție, stau la mila publicului să cumpere bolovanul ăla cu mânuțe. N-ai donat? N-am donat și nici nu sunt de acord. Pentru că nu mă face mai român piatra aia. Aș vrea să am motive, așa am explicat într-o emisiune, aș vrea să am motive să fiu mândru că sunt român. O autostradă meseriașă, oameni care n-aruncă chiștoacele pe jos, eu, sau semințe să mă scuipe în cap. Aș mă simt mândru că sunt român când văd drapelul României pe cele mai înalte podiumuri, da? Nu piatra aia, piatra aia nu mă face să mă simt român, mă face să mă simt la fel de român și dacă ar fi acolo. În continuare, în Franța. Nu, dar nu e în Franța, e în România. Unde și ea nu părăsește România. Deci proprietarul, chiar dacă o vinde, nu poate părăsi România, piatra. Dom'le, oriunde o fie, că o avem noi ca stat român sau cu oare alt stat, că ea rămâne o operă de artă. Nu mișca, pentru că vroiam să ajung la subiectul ăsta, că a fost ierditat simpozionul cu spații verzi, orașe verzi în Roman. În Roman a fost? În Roman s-a ținut. Dar de ce scrie cea la Piatra Neamț? Pentru că e un alt subiect paralel. La Piatra Neamț, în județul Neamț, s-a făcut o acțiune de ecologizare, după cum foarte bine știți, voluntarii au muncit și oamenii au dat la pește. Pentru că suntem români. Asta, da, mă face să vă simt. E adevărat că a fugărit, că n-au... Măi, ce am citit eu în presa locală, bă, frate, nu mai aruncați chestii ca să strângeți de pe pânza apei, că îmi speriați pește. Deci da? Pescarii erau năcăjăți. Deși, dacă mi-aduc bine aminte, există o lege. Dar nu știu dacă se referă numai la situațiile de urgență. A pornit tot scandalul de la pompierii aia, de la Smurd, de la ISU, care lucrau la șanțuri oamenilor când erau inundațiile și oamenii se tăiau cu berea în mână și se uitau la ei. Și atunci, guvernul respectiv, parlamentul, cine dracu a dat decizia asta, că nu caz penal, se dă amendă dacă nu dai o mână de ajutor în cazurile alea. Da. Da? Ei, ăsta nefiind un caz de forță majoră, a fost o acțiune de ecologizare a unor copii. S-au strâns tone de gunoi. Strâns tone de gunoi, pentru că suntem niște mizerabili. Până la urmă, de la noi, de la... E, unde ar fi, da? E, și oamenii au dat la pește. Nu i-au lăsat nici măcar să-și pună corturile ca să stea peste noapte într-o curte. Au stat pe malua pe copiii ăia. Că nu i-au lăsat deci oamenii. Poporul român e un popor primitor, ospitalier. Dar e mișto că sunt surse, există resurse financiare și ajung la știre pentru cultură. Hai să vedem știrea. Și acțiuni ecologice. Hai să vedem știrea. Hai să vedem știrea și pe urmă ne întoarcem sus și comentăm. La ședința extraordinară de Consiliu Județean din 8 septembrie a avut loc și o rectificare bugetară prin care s-au alocat fonduri pentru desfășurarea Festivalului Internațional de Teatru de la Piatra Neamț, precum și o serie de fonduri pentru investițiile necesare a fi realizate în cea de-a doua parte a anului în Parcul Național Ceahlău. Așa cum ați văzut, s-a votat în unanimitate, atât consilierii Partidului Mișcarea Populară, ceilalți consilieri care fac parte din majoritate, mă refer la PSD și la ALDE, dar și cei din PNL. Pot să vă spun că în ceea ce privește atribuțiunile care le-am în cadrul Consiliului Județean Neamț, în rectificarea bugetară pentru dumneavoastră, pot să vă spun că împreună cu domnul președinte și cu domnul vicepreședinte și ceilalți consilieri care au votat, Festivalul Internațional de Teatru va avea loc la Piatra Neamț, pentru că este un eveniment de o importanță majoră pentru județul Neamț. De asemenea, au fost alocați bani pentru Parcul Național Ceahlău, cu privire la cele două lacuri care ne-au fost atribuite, lacul Îngăraș și Vaduri. Și, bineînțeles, celelalte proiecte care au fost pe ordinea de zi. Vicepreședintele Consiliului Județean Neamț, Laurențiu Dulamă, a readus în discuție și problemele grave de la societatea Troleibuzul, unde, așa cum s-a adus la cunoștință și plenului legislativului nemțean, există o criză majoră de management ce va trebui urgent rezolvată în interesul județului. Vreau să punctez un pic și să completez pe domnul președinte problema Troleibuzului. Noi aveam un parteneriat pentru data de poimene și răspoimene, dar trebuia să înceapă mâine cu societatea Troleibuzul. Consiliul Județean s-a obligat să pună la dispoziție două autobuze pentru a căra voluntari pentru curățenia și igienizarea lacului Izvorul Muntelui. Așa cum spunea și domnul președinte, eram împreună astăzi în birou când am sunat și la doamna director și la domnul director economic,
se pare că în acest moment nu prea știe cine își asumă conducerea societății Troleibuzul și nu este deloc bine. Mâine avem 100 de voluntari care ne așteaptă în fața gării și, așa cum ne-am spus, Consiliul Județean trebuie să-i ajute să-i deplaseze timp de 2 zile pe tot arealul lacului Izvorul Muntenii. Conducerea Consiliului Județean este convinsă că, printr-o bună gestionare a bugetului județean, în ciuda faptului că Neamțul nu a primit fonduri la ultima rectificare, se vor rezolva prin consens mare parte din problemele unităților administrativ-teritoriale. Da? Deci unii trag și alții trag la pește, că asta este. E, ce vreau să spun? Acțiuni ecologice pe județul Neamț și legat de acțiunea de simpozionuri de ieri de la Roman s-a vorbit despre orașe verzi, spații verzi, arii verzi. Se vorbește mult despre ecologizare. Acum nu fac atac la nimeni. E interesul nostru al tuturor să trăim într-un spațiu cu mult verde, cu mult oxigen. Pe ceea ce spune noi. Să plecăm cu toții din țară și să plantăm pomi. Ce se întâmplă însă? Știm cu toții că Romanul are o mulțime de spații verzi. Unii nu sunt foarte de acord, alții au sărit în capul primarului că s-au tăiat prea mulți copaci. Din ce am înțeles eu, cota de spațiu verde pe cap de locuitor există. Există. Și s-a făcut, da? Mai mult verde nu strică niciodată. Am niște puieți de castan. Poți să-i pun pe spațiu verde la bloc? Nu știu dacă îți dă voie, trebuie să ai nevoie de aprobare. Ar trebui cel puțin, nu poți să plantezi unde vrei tu. Păi spațiu verde și pun... Ce înseamnă spațiu verde? Îl pui în geamul omului de la parter. Nu, că pun la distanță de bloc. Interesează-te. Ce le dau în campanie electorală? Mi-a plăcut ieri la deschiderea simpozionului, chiar pe hârtia de început, scria... mă uităm să văd care e povestea, știi? Că am fost și am filmat. Și scrie acolo aducerea la cunoștința populației despre problema poluării și zic, da, asta în mintea mea a fost ceva de genul, de ce am nevoie de un simpozion întreg ca să-mi aflu că sunt poluat? Pentru că știu și eu chestia asta. Aș fi preferat să văd acolo sugestii. Bun, dar pașii. Care pași? Eu îți spun ție, bă, frate, știi că îmbătrânești. Da, mulțumesc, asta știam și eu, adică da. Ești drăguț, nu, dar... Trebuie, pentru că după aceea vrei să-mi vinzi o cremă anti-rid. Da, nu? Mă, dar nu sunt pași, eu nu-i văd. Reducerea nivelului de dioxid de carbon și atunci chiar vreau să intru în simpozionul oamenilor. Da. Și, dar n-am să le stic simpozionul, zic, ar fi mișto ca cei de la societate, de la agenție, și că nu am mai țin minte ce a fost acolo, să-i propună primarului și să spună, domnule, putem prinde împreună niște fonduri europene super mișto pentru încurajarea transportului în comun. În verde. Roman. Da, verde. Da. Sau în comun, că noi nici de ăsta n-avem. Sunt niște microbuze. Merge cu mașina. Sunt microbuze care te scot în afară. Da, te duc în oraș, faci tur orașul. De ce nu facem, uite, nu avem nevoie în Roman. Sugestii poți să mergi pe jos cu bicicleta în Roman de la Bator până la dincolo de gară, faci 20 minute la mers lejer. Tu chestia asta cu un pepene de 26 de kg în brațe și după aia... Băi, adevărul că da, mi-am pus o lădiță de plastic pe bicicletă. Există posibilitatea, pentru că străzile permit, ți-ai pus ca bătrânei, nu? Așezarea de linii de tramvai. La noi? Da. Și poți să faci un cerc care să meargă pe, de la intrare, nu de la intrare în localitate, de la pod de la Horia, direcția spre gară, coborâre pe la Bulevardul Republicii, Bogdan Dragoș, centru și înapoi la pod la Horia și să faci un circuit de tramvai care ar fi electric și pe care electricitate ne-o permite microhidrocentrala. E o sugestie. S-ar putea face vagon de la deschis. Stricăm străzile ca să punem și că avem și străzi bune a dracului. Băi, avem în Roma suntem totuși la un nivel bun. Măi, se face strada așa și pe urmă vine apa servo. Da, că pe strada colectorului. Uite la strada lui Holland. Da, strada colectorului au luat așa ciuruit-o. Uite-te la ce a făcut ăștia la Giurgiu. Dar hai că putem, sunt mașini electrice, electrice, pardon, așa, care sunt fantastic de scumpe.
Da, da, cât de scumpe pot să fie, deci un autobuz electric, un autobuz electric, cât de scump ar putea să fie ca să justifice să cheltui bani, mai puțin, nu, să facă calea ferată pentru tramvai. Deci bănuiesc că e mai ușor cu trei autobuze electrice, care sunt fantastic de scumpe, dar da, ce vreau să spun, ca și investiție. Vezi, m-aș fi băgat în simpoziu. Îmi pare foarte rău că eu nu pot ține gura, că na, sunt din familie de oameni care nu-și țin gura. Să le spun, băi, dar în primul rând, deci, încurajați transportul în comun. În ce sens? Faceți-l să existe și după aceea faceți-l gratuit. Faceți pentru bicicliști. Tu știi câtă lume umblă cu bicicleta? Doi la mână. Și în ce condiții destul de nașpa. În mai toate orașele pe care le-am vizitat în străinătate, de-aia spun că, băi, nu înțeleg cum primarul face întâlnirile cu ăștia și nu primește sugestii de la ei. Eu mor, parcă ei în străinătate nu văd nimic, bă, decât nunți, botezuri și muncă, băi, eu nu înțeleg, nu ies nicăieri, nu văd nimic cu oamenii ăia. S-ar putea să fie oameni care să nu vadă, s-ar putea, dar sunt și oameni care văd. Nici unul din străinătate să nu-i fi spus, domnule, în fiecare oraș european mai mare se închide centru odată la două săptămâni și nu permite accesul autovehiculelor. De ce? Pentru că vor să reducă nivelul de noxe. Și oamenii s-au obișnuit și închid centru, uite așa, cu stâlpișori, și am văzut cu ochii ăștia ai mei porcini. Înțelegi? În Padova se face chestia asta. În fiecare sâmbătă, centrul Padovei, Prato de la Vale, este închis accesului autovehiculelor și devine zonă pietonală o zi întreagă. Și în Iași. În Iași, Ștefan cel Mare, ca să nu spun că noi ca români nu ne aliniem, Iașul face chestia asta. În Valencia am văzut chestia asta. Centrul orașului, cu stradă cu 6 benzi, aia e închisă și nu înjură nimeni. Da. Că oamenii se distribuie circulația pe alte străzi adiacente. Numai noi, frate, nu putem să facem astea 300 de metri de oraș, că atâta îi. Uite, atâta-i romanul. Dacă nu-l faci cu mașina, bre. Uite, da, la mine, că eu vin la muncă cu mașina. De aici. Da, eu mi-am luat bicicletă și merg și cu bicicleta. Fine, nu foarte mult, că am făcut un drum până la țară și trebuie să-mi schimb șaua, că... Îți intră în... Mă agită. Detalii. Da, ideea este că sugestii ar trebui să vină, nu neapărat să ne spună cineva că, băi, frate, știți, e poluarea mare. Știam că e poluarea mare. Stai așa o clipă. Vină cu sugestii. Ai spus poluarea. Am văzut acele slide-uri tipărite acolo. Acolo sunt pașii ăia. Da. Se poate discuta pe treaba asta. Da, este poluare. Dar, cum să spun, noi am făcut niște lucruri puțin aiurea. De exemplu, cu strângerea gunoaielor. S-au făcut containerele să pui hârtie, ziar, metal, menajer. Da, vin țiganii și le aruncă pe toate pe jos. Nu. Hai să nu dăm vina pe căutătorii de acolo. Pentru că ei fac o selecție. Cei care vin, care caută, sunt pe căprării. Știu că sunt pe căprării. Așa, dar nu aici ideea. Aici se poate foarte ușor educa partea asta, care e greu de educat, dar se poate educa. Chestia e că lumea spune, domnule, stai așa o clipă, deci de pe vremea lui Crăpușor erau containerele astea puse pe culori. Da. Și ce s-a întâmplat? Deci 8 ani de zile, mai bine de 8 ani de zile, 10 ani de zile de când există aceste containere și așa, se pune separat și ele se amestecă în mașina de dus gunoiul. Și lumea, dai seama că după atâția ani lumea zice, ce să sortez? De ce să sortez? Corect. Avem o stație de sortare care stă dracului acolo nefolosită. Și bani blocați. Da? Ei, acum, deci noi am făcut containerele alea când trebuia să facem stația de sortare. Având stația de sortare, după aceea trebuia să venim cu containerele în fața blocului și să începem să discutăm. Noi am pus containerele și amestecam totul așa și ai debusolat omul. Bă, stai așa o clipă. Eu am pus acolo, tu le-ai amestecat. Am pus 5 ani de zile, au dispărut după 5 ani de zile. Eu m-am obișnuit să le pun separat. Am zis, bă, dacă voi le amestecați, le amestecați. Dar zic, măcar pentru oamenii care controbă în gunoaie și trăiesc din treaba asta, să le fie ușor. Să se ducă la plastic, să se ducă la metal, să se ducă la sticlă. Da? Pentru că se strânge treaba asta. Deci oamenii, am văzut, strâng tot ce găsesc, deci, de sticlă. Dacă nu ne implicăm oricum. Dacă nu ne implicăm și dacă nu ne implicăm logic, pe un plan bine făcut, cap-coadă gândit, da? Deci dacă noi ne gândim numai pe bucățica asta, facem lângă blocuri containerele. Dar mai departe, băi, hai să vedem ce cu centrul de sortare. Sunt niște bani blocați. Aia e crimă. Acolo trebuie să se implice parchetul și să vadă. Stați așa o clipă. Ați cheltuit niște bani ca să ce? I-ați blocat.
Da. Acolo blocat. Sunt jocuri. Deci un spațiu pe care se putea face agricultură, l-ați blocat, l-ați cimentuit, nu faceți nimic și asta e treaba. Ce confuzie am oprit eu. Da, 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 că am ajuns la ultima știre și cu asta încheiem. Vechimea muncă ar putea fi cumpărată toată, da, sau numai 5 ani? Ultimii 5 ani. E bine, înseamnă că trebuie să strângem bani. Cum poate să fie? E bine! E bine pentru că... Măi, status va lua ăștia 5 bani odată și nu, da, să-i vrea pe restul vieții. Da. Statul să vrea ca și la mașină, domnule, vrei acum? Care ar fi suma pentru 5 ani? Nu știu, 5 ani. Nu știu. Bun, e suma de bine. Știi de ce spun? Pentru că în perioada asta, 90-2016, au fost, din păcate încă mai sunt, cazuri în care unii antreprenori, patroni, oameni de afaceri, au profitat de necunoașterea legislației a angajaților lor și nu le-au făcut contracte de muncă. Da. Nu au plătit dările la stat. E, dacă omul respectiv care a fost furat, să zicem așa, da, de către patron sau pur și simplu a plecat în afară și a căutat o viață mai bună, da, și așa, să-și poată face, poate îl ajută cei 5 ani care i-ar permite legea să cumpere vechimea, să-și facă stadiul complet de cotizare și atunci când ia pensia s-o ia întreagă. Toate celelalte 3 luni de viață. Na, ideea e că toată lumea, cel care o să plătească, o să fie cu speranța că trăiește și o să ia deci mai mult timp pensie. Dacă ar fi să prind peștișorul de aur, aș spune, l-aș ruga să mă lase să trăiesc 150 de ani. Știi de ce? Ca să ies la pensie, la vârsta pe care mă impune statul și, pe urmă, o viață întreagă. Deci, încă o dată, o viață întreagă să-i rup, frate, cu pensia. Bun, dar trebuie să ai stagiu complet de cotizare ca să iei pensie ca lumea. Și ai să vezi că, dacă există situația asta, statul român va veni cu ideea nu poți să iei pensie mai mult de 4 ani sau de 5 ani sau de 6 ani. Nu, asta nu există. Există undeva în lume... Nu trăiește nimeni 140 de ani, da? Dar sunt care trăiesc. Dar dacă s-ar inventa omul care să trăiască 140 de ani, ar veni guvernul care să spună, doamne, mai mult de 10 ani n-ai voie să-i pensie. Am mai avut discuția asta și pe scurt. Bismarck, când a inventat sistemul ăsta de pensie, da? Proastă idee. Nu proastă. Lasă-mă, frate, să strâng bani singuri deoparte și să mă descurc cu ei. Am mai discutat că nu strânge nimeni bani deoparte. Câți bani ai strâns deoparte? Măi, frate, eu iau 1000 de lei, că atât a decis statul. Ăștia de la București habar nu au care este salariul minim în Moldova. Ăștia, băi, oamenii de rând, cred că suntem mincinoși și leneși. Da, n-ai puțin. Cum să pui deoparte, deci, câte vreme statul ți-a tot. Bismarck a fost foarte pragmatic și foarte clar. A spus, dom'le, oamenii nu pot munci până mor. La un moment dat, gata, bătrân nu mai poate. Bă, dar lasă-mă puțin, dar înainte de sistemul de pensii, oamenii nu trăiau până mureau? Adică ce îți spui mie? Că un om care muncește pe câmp, nu murea? Da, da, omul care muncea pe câmp, țăranul de la noi, își lua nu și ultimul copil rămânea în casa părintească, da, și avea de la tată pământul, avea calul, căruța, deci ăla era fondul de pensia bătrânului, care era ținut de ultimul copil, copilul cel mic care rămânea în casă și care îl hrănea pe bătrân până rădea obștescu sfârșit. Bismarck a spus, băi, bine, deci oamenii pot să muncească până la anumită vârstă și după aia trebuie să iasă. Ce facem? Să iasă din muncă. Uite, să adunăm niște fonduri pentru asta. Și Bismarck a întrebat, pentru că atunci ei aveau și statistică, care e media de vârstă? 51 de ani, măria ta. Bun, la pensie se iasă la 52. Da. Deci, pe chestia asta e făcută. Că evoluția medicinei a făcut să crească vârsta. Am dreptul să aleg viitorul meu. Nu am nevoie de pensie. Și pe capul cui ai să stai? Dom'le, când ai să fii eu bani. Păi strânge. Păi strânge deoparte. Eu strânge. Din nimicul pe care mi-l oferă guvernul ca salariu, eu pun bani deoparte. Deci în cei 20 de ani de vechime dă-mi voie să mă duc la o pensie privată. Da, este voie. Da, dar mă obligă și la cea de stat. Păi eu nu vreau pe aia de stat, că nu-mi place statul îi dă rahat. Las-o și pe aia de stat, las-o și pe aia privată. Dar nu vreau. Pe cea de stat nu o vreau. Cică contra. Hai că ne vedem vinerea viitoare. E un partener rău. Da, statul e un partener rău. Știu asta și peste tot. Deci nu numai în România. Statul este un partener rău. Dar nu numai în România. Câtă vreme nici nu pot să mă duc la medic fără să plătesc, deși contribui la casa de sănătate. Fiți sănătos, aveți grijă de viața voastră, fiți cumpătați să nu ajungeți la medic decât pentru controle periodice de verificare a stării dumneavoastră, așa,
Gândiți-vă la portretul candidatului ideal, pentru că vin alegerile și trebuie să facem o schimbare și poate de Dumnezeu și ne luminează și găsim oamenii care trebuie. Cu PSD-ul. Dacă oamenii votează cu PSD-ul, firar să fie. O să pun mâna asta în foc și mâna asta în jar. Peste 50 de ani PSD, sub 30 de ani PNL, dar să e prea puțin pentru că o să fie la bere. Bă, chestia care, eu acum cum să spun, am ceva cu PSD-ul, dar n-am găsit bun nici la PNL. Deci nici cei de la PNL n-au înțeles. De aceea ieșiți la o bere. Schimbați oameni până în 40 de ani ca să respectăm, nu că aș avea ceva discriminare pe criteriu de vârstă, ci ca să pun așa tardiv în aplicare punctul 8 de la Timișoara. Să nu fie foști securiști, foști comuniști și asta. Haideți să aveți un weekend minunat! La revedere, dragilor! La revedere! Culesul strugurilor începe!